Panică printre părinții mai multor elevi de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, acolo unde la sfârșitul săptămânii trecute o elevă a fost diagnosticată cu scarlatină. Alte două suspiciuni au apărut la o școală gimnazială și o grădiniță din municipiu, dar testele de laborator au infirmat prezența virusului. Virusul a fost confirmat la o elevă din clasa a doua, iar până în acest moment simptomele bolii nu au fost semnalate și la alți copii din aceeași colectivitate. Autoritățile spun însă că în aceste condiții nu se poate vorbi despre un focar, iar în clasa respectivă au fost luate toate măsurile ce se impun în aceste situații. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică vin totuși cu recomandări pentru părinți și profesori. Focar, practic vorbim peste 3 cazuri într-o singură clasă, într-o singură unitate de învățământ, dar este sezon rece, este frig, copiii au imunitate scăzută, pot să apară și alte cazuri în alte unități de învățământ. De aici avem și rugămintea către părinți să nu ducă un copil bolnav în colectivitate în momentul în care are primele semne de boală, să meargă cu el la medicul de familie, la medicul specialist și astfel evită atât agravarea bolii copilului dumnealui, cât și îmbolnăvirea celorlalți copii, până în momentul în care are un diagnostic cert în ceea ce privește boala copilului. Situația a ajuns și în atenția inspectoratului școlar. Aceștia spun că nu se impune însă luarea unor măsuri speciale deocamdată. Noi, ca instituție, recomandăm școlilor și profesorilor mai ales să fie foarte atenți la starea de sănătate a copiilor pentru ca să intervenim și să reușim să desfășurăm cursurile în bune condiții. Până acum nu se impune în nicio situație suspendarea cursurilor sau modificarea programului școlar al vreunei instituții de învățământ. Scarlatina este o boală contagioasă, iar printre simptome enumerăm febra, frisoane, durere în gât, cefalee, greață și vărsături.